Trenul care duce 76 de români la muncă în Austria a ajuns în urmă cu puțin timp în Viena. Este o garnitură specială pusă la dispoziție de autoritățile austriece, special așadar pentru îngrijitori din țara noastră. Pe drum au fost luate măsuri fără precedent pentru respectarea distanțării sociale. În vagoanele cu șetă oamenii au stat singuri în compartiment. Acum toți cei 76 de îngrijitori ar trebui să fie testați pentru COVID-19 și aceasta este informația de ultim moment. Știm că au ajuns îngrijitorii români acolo și urmează să li se facă teste rapide pentru a vedea dacă nu sunt infectați cu virusul COVID-19. În acest moment, în legătură directă cu noi, este avocatul Adrian Cuculis. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața! Bună dimineața! Am văzut că se vorbea deja de o lună despre acest tren special. S-a creat un culoar special prin Ungaria pentru ca acești îngrijitori români să ajungă la Viena, pentru că știm că sunt acolo cam 33.000 de oameni care au nevoie de acești îngrijitori și jumătate din personalul medical care oferă îngrijiri la domiciliu 24 din 24 de ore, jumătate sunt români. Cum vedeți această decizie, noile condiții? Nu se mai poate zbura în această destinație, dar iată că există acest culoar. La ce trebuie să fim atenți? Cum se desfășoară acest transport? Ce drepturi trebuie să fie respectate? Da, eu sunt de părere că dacă media nu ar fi făcut vorbire despre acest transport, probabil că acești români care, sigur, au tot dreptul să plece la muncă și este cât se poate de normal să ai această liberă circulație, mai ales că s-a pus la dispoziție un culoar special, însă cred în continuare că ei ar fi plecat câte 4 sau cine știe cât și nu s-ar fi respectat niciun fel de distanțare socială dacă noastră media principal nu ar fi discutat despre aceste probleme. Acum că au ajuns în Viena, haideți să vedem ce se întâmplă. Practic, ei vor fi testați, însă pe documentele pe care le-am văzut se arată foarte clar că în ipoteza în care ei vor fi depistați ca având virusul COVID-19, ei vor fi plasați în carantină. Însă, atenție, nu vorbește nimeni despre cine va plăti costurile cu cele 14 zile sau cât va fi necesar să rămână ei în carantina respectivă și să fie tratați. Mai mult de atât, din punctul meu de vedere, aș pune așa o pancartă pe trenul respectiv și aș spune trenul oamenilor fără drepturi, pentru că am văzut contracte de muncă încheiate sau care urmează să fie încheiate, care nu respectau legislația elementară de drept internațional, pentru că vorbim aici despre un contract care se desfășoară între două țări și practic trebuie să respectate nu doar normele din România sau cele, eu știu, din Austria sau din Germania, ci sunt norme de mijloc, să spunem așa, respectiv de drept internațional. Din punctul acesta de vedere, mai ales că angajatorul s-a angajat până la urmă să-i aducă pe acești oameni acolo, ar fi trebuit nu doar să le pună la dispoziție tot ce aveau nevoie să ajungă la țara de destinație, dar inclusiv ce se întâmplă cu ei în condițiile în care se infectează, pentru că din punctul meu de vedere ar trebui să rămână și să fie în grijă angajatorului această chestiune referitoare la o posibilă infectare. E foarte interesant ce spuneți, că nu se precizează în documentul care reglementează această plecare ce se întâmplă dacă ei sunt detectați pozitiv și atunci ar trebui să fie în carantină. Ne amintim ce s-a întâmplat cu muncitorii care au plecat pentru agricultură. Acolo au fost realmente probleme pentru că mulți s-au infectat sau erau infectați și carantina nu era stabilită. Am putea să avem o situație similară și aici. Sigur, dar am că toți suntem la previziune, am și o previziune. Costurile pentru orice fel de persoană infectată printr-o neglijență grosolană, aproape criminală, a unui angajator din afara țării, indiferent despre cine vorbim și despre ce țară, toate costurile astea până la urmă s-ar putea să le deconteze tot statul român, adică și eu și dumneavoastră și telespectatorii și toți cei care plătesc taxe în țara asta, pentru că atâta vreme cât noi lăsăm un transport de persoane, atenție, vorbim despre cetățeni români care au dreptul, suntem în Uniunea Europeană, ar fi trebuit ca lucrurile astea să fie extrem, extrem de bine puse la punct. În niciun caz să fie pus așa cu un asterisk în josul paginii, te descurci tu pe cont propriu în cazul în care te infectezi. Mai mult de atât, acest triaj, că de asta am spus cetățenii fără drepturi, ar fi trebuit să fie făcut, atenție, de aici, din România, nu să riști să te duci tu, cetățean sănătos,
și să te îmbolnăvești de acolo sau de la altcineva care poartă virusul acesta. Ați vorbit mai devreme despre testele acelea rapide. Sigur, nu sunt specialist. Acum să mă corecteze specialiștii. Din câte știu, ei determină dacă ai anticorpii necesari sau, mă rog, dacă ai avut boala respectivă. Niciun caz nu-ți poate spune testul rapid dacă ai sau nu virusul. Da, gradul de siguranță este ceva mai scăzut în cazul acestei testări rapide, dar probabil că a fost luată în considerare pentru că e foarte eficientă și să se evite carantina. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Rămâne să vedem, să intrăm în legătură cu românii care au ajuns deja la